Azi este 24 ianuarie, ziua Micii Uniri, mă rog, Mica Unire. A fost o unire foarte importantă, la fel de importantă ca cea din 1918, în prisma faptului că a fost prima importantă unire a teritoriilor românești. Românești, europeni, indo-europeni, o poveste interesantă. De ce suntem indo-europeni? Ce avem noi cu India? Sau, mă rog, majoritatea dintre noi, ce avem cu India? Păi avem din prisma unei origini comune și originea comună care ne leagă și suntem la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, unde avem un cal sălbatic, ne leagă domesticirea calului. Denumirea și originea noastră este legată de acest proces de domesticire a calului. Mă explic, undeva în nordul Mării Negre și Caspice, în spațiul Ponto-Caspic, o stepă Ponto-Caspică, popoarele de acolo au reușit să domesticească progresiv calul. Inițial să-l folosească doar pentru a se hrăni, ulterior să-l mulgă și ca să-l mulgă trebuie să-l domesticească suficient de bine încât să-l și încalece. În consecință, acum aproximativ 5.000 de ani, 3.000 înainte de Hristos, deja populațiile din zona respectivă pre-indo-europene aveau calul sub picioare. Și împreună cu acesta au crescut și alte animale, au domesticit și alte animale, bineînțeles, și împreună cu acesta au început să migreze. Și au migrat, au ajuns până în vestul Europei, dar și în India, Rusia, până în Iran. Aceste populații au adus o limbă mai evoluată decât acelora care se aflau pe teritoriile ocupate. Nu au fost războinici, nu sunt rezultate arheologice, date care să confirme un comportament agresiv al lor. Totuși se pare că au adus ciuma și a contribuit la decimarea populației locale, fiindcă genetic suntem toți înrudiți și toți plecați din acest fond genetic de pre-indo-europeni. Deci indo-europeni, fiindcă s-au dus și în India, s-au dus și în Europa. Nu avem vreo origine indiană din acest punct de vedere. Și în India, cum spuneam, și până în Iran, până în Rusia. Toți vorbim o limbă sau vorbim limbi care au o rădăcină comună. Mai mult de jumătate din populația globului vorbește o limbă indo-europeană. 75% o vorbește la modul oficial și 50% la modul nativ. Suntem nativi indo-europeni. Suntem latini, dar suntem și indo-europeni. E interesant să știm și interesant să explicăm ce e cu povestea asta, cu denumirea asta de indo sau de limbaj indo-european.